Stimați telespectatori, în cadrul emisiunii de astăzi îi avem invitați pe domnul Cristian Panait, candidatul la funcția de primar al municipiului Săcele din partea PSD, și pe domnul profesor doctor economist Marius Bălășescu, director de campanie USL. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună ziua, frumos pentru invitație! Bine v-am găsit! Pentru început, domnule Panait, ne puteți prezenta programul pentru Săcele pe care l-ați gândit în ultima perioadă? Da. Programul meu pentru administrația Panait, așa cum îmi place mie deja să o spun, este structurat pe niște obiective clare, nu pe promisiuni. Mie însumi nu-mi plac promisiunile și tocmai de asta mă feră să le fac. Eu însumi sunt scârbit, dacă îmi dați voie să folosesc un termen dur, de promisiunile celor ce au fost înaintea mea și n-au îndeplinit nimic dintre toate acestea. E bine, nu voi face promisiuni săcelenilor, mă voi feri pe cât pot de această chestiune, tocmai pentru că fac parte dintr-o altă generație. O generație care nu promite, dar face. Programul meu este structurat pe trei priorități. Să spunem trei priorități pentru Săcele. Primul dintre ele este siguranța cetățenilor, atât în ceea ce privește problema câinilor vagabonți, cât și problema infracționalității. E bine, dacă îmi permiteți, voi face aici o mică paranteză și voi detalia partea de siguranța cetățenilor. Vom avea la Săcele, după modelul Slatina, știm cu toții că la Slatina primarul PSD de acolo a implementat un program european, cu o cifră de vreo 2 milioane de euro, în care am montat camere video în toate intersecțiile, în toate parcurile, în toate locurile aglomerate din oraș. Ei bine, de ce n-am putea face chestia asta și la Săcele? Vă asigur că voi putea face. Mă mai gândesc iarăși la o relație mai bună cu autoritățile statului, cu jandarmeria, cu Poliția Națională. Voi suplini, dacă este nevoie, aceste forțe de ordine publică cu firme, și în măsura bugetului, bineînțeles, cu firme de protecție și pază, pentru că știm cu toții, la noi, la Săcele, avem o problemă cu infracționalitatea. Ei bine, următoarele priorități ale mele pentru săceleni sunt ieftinirea apei și vă asigur că pot să o fac și aceasta. Acum două săptămâni am avut o întâlnire cu reprezentanții companiei APA, cu domnul director Fătu, cu domnul director Popa și cu ceilalți ce conduc această companie la momentul acesta și am cerut explicații. De fapt, am condiționat votarea bugetului pentru anul 2012 de aceste explicații în legătură cu APA, pentru că, să știți, este una dintre problemele pe care mi se reproșează aproape zi de zi. Și am înțeles că această chestiune îi preocupă pe săceleni și vom face totul pentru ieftinirea apei, cel puțin în cazul utilizatorilor casnici. O a treia prioritate pentru noi este transportul în comun, să-l aducem la standarde normale. Bine, tot ceea ce îmi doresc pentru Săcele, să știți, este doar normalitate. Nu-mi doresc nimic extraordinar sau extravagant și tocmai de aceea sunt încrezător că pot să le fac. Bineînțeles, nu vom neglija nici problema spitalului, pentru că știți cu toții, ne-am luptat pentru ca acest spital să reobțină acea finanțare pierdută la 1 aprilie 2011. Am obținut-o, dar administrația săcelenă nu reușește să o pună în aplicare, nu reușește să mai găsească încă doi medici. Și atunci mă gândesc că nu mi-o fi foarte greu să dau drumul acestui spital. Nu mi l-am pus ca și prioritate, pentru că este o chestie cu subînțeles. Este clar, m-am zbătut atâta timp, aproape 400 de zile, pentru ca acest spital să existe la Săcele și e normal ca imediat ce mă voi instala în fotoliul de primar al municipiului Săcele să rezolv această chestiune și să redau comunității spitalul de care are atâta nevoie. Ce noutăți le aduce săcelenilor acum în pragul campaniei electorale? Ca noutăți? Bine, avem zvonistica normală și absolut firească în această perioadă anului, de pre-campanie electorală. Ei bine, se aude peste tot, sună telefonul ca niciodată, altfel întrebându-mă, dom'le, ce faci, mai candidezi, nu mai candidezi, candidează cu tare, candidează celălalt din partea USL. Noi avem o înțelegere la nivelul Uniunii Social-Liberale și cu toții am căzut de acord, toate trei partide implicate în această alianță, am căzut de acord ca cel mai bine plasat în sondaje, cu câteva luni înainte, acela să fie candidatul susținut de toate trei partidele. E bine, se mai trezesc câte unii să arunce niște zvonuri pe piață sau în oraș, prin care să spună candidează cu tare, candidează domnul Lața, candidează domnul Mutu. Bineînțeles, sunt orgolii, sunt personalități puternice, dar am speranța că vom trece peste toate acestea cu maturitate și cu inteligență, pentru că nu putem să facem altfel, deoarece
Atunci am pune în pericol acest proiect și riscăm ca PDL-ul să conducă în continuare orașul, știm cu toții cum a făcut-o în ultimii 4 ani. Este foarte bine că nu sunteți afectat în ceea ce privește... Absolut deloc, absolut deloc. Vă asigur și asigur pe săcereni că sunt pe baricade și lupt pentru ei. Și tocmai de acolo atâta forță și de acolo creșterea pe care am avut-o în sondaj, unii spun spectaculoasă. Oamenii simt că sunt sinceri, oamenii simt că îmi doresc performanță, că îmi doresc normalitate la Săcele, tocmai de aceea vin în sprijinul meu. Ei bine, îmi și comunic aceste zvonuri care probabil că sunt menite să mă descurajeze sau să mă facă să las garda jos, dar ia sigur că nu voi face și că voi lupta până la capăt, pentru că vreau să-mi cresc copiii, fetițele, într-un climat de normalitate și într-un oraș liniștit. Și iată că sunt exemple care vin în avantajul meu. Exemplu are unor primari tineri din județ sau din țară care au reușit. De ce n-ar fi și săcerenii mândri de primarul lor, așa cum râșnovenii sau zărneștenii sau, eu știu, constanțenii sunt mândri de primarul lor? Domnule Bălășescu, ne puteți spune câteva cuvinte despre campania electorală care va urma în luna mai? O să vă spun câteva cuvinte, dați-mi voie să le completez pe domnul Panait. Domnul Cristi Panei știe foarte bine că, apropo de zvonistică și de jocurile care se fac, ca și în politica românească, nu mai se mai întâmplă. Dar noi credem și din acest motiv mă aflu lângă domnul Panei în calitate de director de campanie, credem nu 99%, ci 100% că vom câștiga primăria municipiului Săcele. De ce? Poate că ar fi bine ca săcelenii să înțeleagă atunci când domnul Panait a fost ales pentru a fi candidat în prima fază a Partidului Social Democrat, nu ales de către organizația Săcele, care au fost argumentele. Păi unu, este o persoană tânără. Toate sondajele arătau, eu vorbesc acum și în calitate de specialist, toate sondajele arătau că săcelenii vor o persoană tânără. O persoană tânără, o persoană dinamică, da, care să nu adormă pe la primărie. Evident, o persoană care să fie orecum în contrast cu profilul actualului primar. Este o persoană moale, bună la suflet, dar moale. Nu știu dacă în administrație bunătatea sufletească are ce căuta. În administrație trebuie să fii un manager și ajungem la un al doilea argument pentru care domnul Panait a fost desemnat ca și candidat. Faptul că vine din domeniul privat, s-a format de-a lungul anilor și a format o mentalitate în acest sector unde clar performanța contează. Performanța însemnând un câștig, pentru că altfel ce înseamnă sectorul privat neperformanță se sfârșește cu ieșirea din domeniul economic, cu faliment. Bun, asta ce va însemna la primărie pentru Săceleni? Păi vă spun eu ce va însemna. Obiective foarte clar stabilite, da? Performanță și competență. Este clar că domnul Panait va trebui să schimbe fața administrației locale, să facă din ea o administrație transparentă, o administrație performantă, iar programul domnului Panait, programul care toată echipa, pentru că vreau să vă spun, domnul Panait are în spate o echipă tânără și zic eu redutabilă. Ne-am ales un slogan de campanie, cred eu, extraordinar. Și vreau să vă spun că nu este meritul meu. Chiar domnul Panait, într-o seară târzie, când tot căutam cu ce slogan de campanie, cu ce concept să venim, dânsul a lansat. Și sună foarte frumos, împreună pentru Săcele. Legat de ce urmează, pentru că până acum s-au făcut tot felul de acțiuni, domnul Panait a reușit să crească, să fie cunoscut în prima fază, pentru că este foarte important, pentru dânsul a fost foarte important obținerea notorietății. A avut un an în care a trebuit să devină o persoană în Săcele notorie, cunoscută.
Noi credem prin ceea ce am făcut ca echipă că am reușit. E, acum trebuie să trecem la faza a doua, în care notorietatea trebuie să o transformăm în credibilitate. Aici, în această zonă ne aflăm acum, vrem să punctăm, apropo de ceea ce urmează, sau să ne desfășurăm campania pe mesaje pozitive. Mesaje pozitive, chiar domnul Panei ne-a transmis nouă celor din echipă, că nu prea ar vrea să le dea la joale adversarilor, să mă scuze sâncenenii vis-a-vis de acest limbaj, și că ar prefera să se concentreze pe ceea ce poate el să facă. Credem noi, sâncenenii sunt sătui de, și văd în fiecare zi ce nu s-a făcut de atâția ani de zile. Și poate că domnul Panait va continua mai departe vis-a-vis de ce poate să facă. Exact. Așa cum spuneam la început, eu provin dintr-o altă generație. Eu nu o să mă războiesc cu trecutul. Voi trage o linie zero și va fi 11 iunie 2012, va fi un nou început pentru orașul ăsta. Nu o să ne uităm la greșelile făcute. Bun, vom repara ceea ce vom putea din greșelile făcute de administrațiile precedente. Dar nu o să ne cramponăm și nu o să căutăm tot în vaporă ce au greșit primarul respectiv, cum am putea să-i pedepsim, cum am putea să-i șicanăm. Departe de mine acest gând și vreau să vă asigur că, exact așa cum o spun, așa o simt. N-avem nevoie și nu avem timpul necesar pentru a ne uza moral cu războaie de genul ăsta, cu reproșuri pe care să ne facem unii altora. Aș completa ceea ce spunea domnul președinte, campania pe care am cerut să o facem echipei mele este bazată pe stil și eleganță. Nu mă gândesc la un alt fel de campanie, nu mă gândesc să aruncăm cu noroi în contracandidații noștri sau să scoatem ceea ce ar putea fi mai rău sau, eu știu, să-i denigrăm, să-i bajocorim. Departe de mine acest gând și asta este promisiunea pe care o fac să celenilor. Iar la momentul când vor observa ceva de genul ăsta, numărul meu este public, pe toate materialele, numărul meu de telefon este public, pe toate materialele pe care le-am distribuit până acum în Săcele, Săcelenii au acces la numărul meu de telefon. Și îi rog, dacă, eu știu, cineva, din pasiune sau din exces de zel, iese undeva în afara cadrului bunului simț, îi rog să mă contacteze și să-mi semnaleze aceste chestiuni, pentru că eu cu adevărat nu vreau să... Vreau să dăm dovadă de eleganță și de stil. Vreau să arăt că se poate și altfel. Vreau să arăt că noi suntem altfel. Echipa mea, așa cum spunea și domnul profesor, este mult întinerită. Sunt foarte multe nume noi. Am în echipă profesori, da? Un profesor universitar, pe domnul Bălășescu, un director de școală, am ingineri, am oameni foarte, foarte buni și bine văzuți în societate, cu care... voi face performanță, pentru că de asta am intrat în acest joc. Domnul profesor mai spunea telespectatorilor noastre că vin din mediul privat. Tocmai de asta îmi place să spun și este o realitate. Nu putem să o ignorăm. Eu, dacă am făcut performanță în ceea ce am făcut în afacerea pe care le-am dezvoltat, am avut ce pune pe masă. Contracandidații mei, din păcate, marea majoritate au fost întotdeauna angajați. Au făcut sau nu performanță, leafa le-a mers. Și atunci mă gândesc că există și o diferență de mentalitate, o diferență de a privi lucrurile. Eu voi privi această administrare a orașului ca pe propria mea afacere, cu 30.000 de acționari. E bine, va trebui să am un rezultat economic, să atrag investitori, să creez locuri de muncă, în așa fel încât să-i ajut pe oameni să treacă prin, iată, criza economică care se pare că ne-a lovit și pe noi, prin recesiunea despre care tocmai am fost anunțați. Iată, sunt orașe al căror primari, și nu mă feresc să spun faptul că orașe care se mândresc și primari care se mândresc că nu au niciun șomer.